Bună dimineața! Suntem în perioada de lună nouă, în semnul săgetătorului. Sigur, aspectul tehnic exact se poate trece mâine dimineață. Până atunci însă, luna trece prin dreptul lui Mercur și apoi a lui Venus. Și tocmai de aceea ne putem aștepta la o zi plină de vești, de evenimente, de întâmplări, lucruri pe care așteptam de mult să se întâmple. Iată ce anunță astrele pentru cele 12 zodii. Berbec. Vă strânește atenția un eveniment, un fapt observat cu ocazia unei deplasări sau citiți de pe net, vizionați un film, un documentar ce vă pune pe gânduri. Este posibil să faceți o bucurie cuiva, rudă sau nu, să-i duceți, să-i oferiți un ajutor, un cadou, ceva peste puterile sale financiare actuale. Taur. În doi, totul este mai ușor și mai frumos. Discutați, faceți ceva în tandem, mergeți poate la un spectacol. Schimbați poate din mers niște planuri anterioare pentru a reuși să terminați în bune condiții activități importante pentru voi. Gemeni. Renunțați la ceva, la o pretenție sau un drept poate, de dragul împăcării cu cineva din familie sau cu cineva apropiat sau în amintirea unor fapte bune, unor vremuri de altă dată. Vă bucurați să fiți de folos cu o vorbă sau cu o faptă cuiva care trece printr-o perioadă mai grea. Rac. Vă pun la încercare, la probe fizice și de răbdare, copiii sau nepoții voștri. Oricum, pentru voi, o bună stare sufletească, farmec, inspirație. Sunteți sufletul unei mici petreceri de familie. Leu. Vedeți și apreciați lucruri frumoase. Atmosfera din jurul vostru vă inspiră. Doriți să preluați ceva din ceea ce observați sau întâlniți. Eventual să o transformați într-un hobby, într-o pasiune. Sau doriți să oferiți ceva asemănător copilului vostru, vreți să-i faceți bucurii. Fecioară. O zi norocoasă în sensul că pregăsiți un act, un document mai important, descoperiți un sens profund al unor evenimente recente. Pentru cei mai tineri, un răspuns, o confirmare din partea celui cu care ați dori să petreceți revelionul. Sau își ia cineva inima în dinți și vă face o invitație. Balanță. Se pare că veți apela la pușculiță ca să faceți față unui eveniment, unei sărbări, unei petreceri, o întâlnire. Pe de altă parte, o atmosferă relaxată, în care se pot face legături bune, aranjamente pentru viitor. Scorpion. Zile plăcute cu partenerul de cuplu. Sau, dacă este cazul, ar putea fi ziua în care să-l reîntâlniți, că tot este Mercur retrograd. O iubire pierdută. Să regăsiți pe cineva drag cu care aveți multe să vă împărtășiți, să povestiți. Aflați acum niște detalii picante sau niște secrete. Explicați la întâmplări din trecutul vostru. Săgetător. Un moment important pentru voi, o inițiativă personală, poate vă luați un angajament, demarați un proiect ambițios în ciuda tuturor dificultăților. Vă emoționează, vă impresionează, vă mobilizează o întâlnire față în față cu o persoană pe care o admirați, o respectați. Capricorn. Aveți nevoie de o zi în care să nu simțiți apăsarea unor termene urgente sau responsabilități majore, să vă puteți ocupa de sufletul și de trupul dumneavoastră. Să împărtășiți cu cei de apropiați dorințe și neliniști. Să hotărâți împreună lucruri care vă privesc pe toți. Vărsător. Să întrebați niște cheltuieli inspirate. Cum ar fi pentru ținutate pentru petrecerile care urmează? Sau necesare de-a dreptul? Poate cauciucuri de iarnă dacă veți porni undeva la drum în zilele care urmează. Pot salva situația niște bani pe care îi primiți acum. Cadouri din partea familiei sau alte variante. Pești. Animație. Nu prea aveți timp să respirați. Poate dați curs mai multor invitații să vă întâlniți, să discutați cu prieteni, cu parteneri. O zi semnificativă pentru voi din punct de vedere partenerial. Cerere în căsătorie. Sau măcar discutați, vorbiți despre un drum pe care veți porni împreună. Să avem o zi bună!